Că putem fi printre cei mai buni din lume, știm. Dar cine ar fi crezut că noi vom face istorie și în univers? Radu Popa a plecat din România ca simplu profesor de liceu și a ajuns unul dintre puținii specialiști de pe Pământ capabili să caute viață în cosmos și să o definească. NASA îl folosește chiar acum în misiunea roverului trimis pe Marte, iar românul nostru a făcut o descoperire epocală. A găsit urme de viață în roci marțiene și tot cu ajutorul lui, Agenția Spațială Americană încearcă să găsească răspuns la întrebarea: există viață în restul universului? Radu Popa crede că da. It has started guided entry. Parachute deployed. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. E 6 august 2012 și NASA mai scrie o pagină de istorie. După o călătorie de 36 de săptămâni, 550 de milioane de kilometri și 2,5 milioane de dolari, roverul Curiosity ajunge pe solul marțian, un science fiction devenit realitate. Puțini au crezut însă că acolo se va scrie istorie și că autorul ei va fi un român. V-ați măsurat vreodată IQ? Da, cred că da. Și? Am bușit-o la o întrebare care spunea: numește o țară care are literele N, G, L, E și D. A fost imposibil să spun England. Așa de tare m-am supărat. Așa a avut un scor foarte bun, dar am bușit-o la England. Nu-i nimic. Știe altele pe care restul planetei nici nu și le poate imagina. Pentru că Radu Popa, unul dintre cei mai buni cercetători ai NASA, este pământeanul care a reinventat biologia, a descoperit organisme nemaivăzute și a găsit urme de viață în roci marțiene. O poveste de succes care a început într-o mică peșteră din Mangalia și a ajuns în tot universul. Era vara lui 89, când Cristian Lascu, prieten de-a lui Radu Popa și speolog pasionat, descoperea adânc în pământ un fenomen incredibil. Am mers în peșteră la lumina aia chioară până am dat de un lac cu apă sulfuroasă. Ne-am scufundat și mișunau tot felul de gângăni. Uimitor de multe, uimitor de mari, uimitor de active și asta mi s-a părut foarte ciudat. Se punea această problemă: ce mănâncă toate animalele astea aici? Atunci mie mi-a venit ideea care exista niște microorganisme capabile să trăiască pe baza energiei chimice. Singura substanță la îndemână era un fel de cremă albă pe suprafața apei. Asta este un amestec foarte compact de bacterii și fungi, ciuperci, care folosesc energia chimică ce rezultă din reacția dintre hidrogenul sulfurat și oxigen. Foarte multă lume s-a îndoit. Au zis: nu, e imposibil așa ceva. La un an de la această descoperire, biologul Radu Popa și o echipă de specialiști români confirmau incredibila ipoteză a speologului, că în peștera mobile există un alt tip de viață, de neconceput până atunci, în subteran, într-o beznă absolută, fără energie solară, cu puțin oxigen și întreținută cu sulf. Și în acest mediu toxic s-au găsit mai multe specii de animale, dintre care 33 complet noi, unice pe Terra. Minunea a trezit interesul savanților din toată lumea, care au început să vină la Mangalia să studieze fenomenul. Și au fost foarte uimiți că o descoperire atât de mare a putut fi făcută în condiții rudimentare. Era interesant ce spuneam, dar metodele cu care lucram erau așa de primitive. Ajunsesem să îndoi sticlă la becul de gaz ca să fac un distilator, când aveam apă distilată. Eram într-o stare așa de mizerie tehnologică, total de neacceptat. Dar așa, cu niște unelte primitive și minți sclipitoare, românii le-au dat specialiștilor de la NASA o ipoteză nouă. Dacă viața e posibilă în peștera mobile, atunci poate că ea există și pe Marte, unde se presupune că sunt condiții de mediu subteran asemănătoare. Cu alte cuvinte, dacă vrei să găsești viață pe Marte, trebuie să folosești modelul mobile. Du-te și caută zone unde mai erau izvoare termale, preferabil sulfuroase, dar pot să fie și cu gaz metan sau cu amoniac.
ca prin săpătură de mică adâncime să dai peste pânza freatică, că acolo ai să găsești viață. Toată această ipoteză vine de la Movile. Cine ar fi crezut? Prima peșteră pe glob în care s-a descoperit așa ceva. Sfârșitul poveștii aici pe malul mării, unde apele trec prin calcarele astea și se strecoară printre straturile de calcar, cum este aici, a? Și se varsă în mare. Și putem să luăm și astăzi niște bacterii sulfuroase, să ne uităm la ele la microscop. La suprafața rocii rămâne așa o mâzgă alburie, care este sulful oxidat pe care îl cară bacteriile. Bacterii care folosesc substanțe chimice pentru același proces presupune că există pe mare. Peștera Movile a fost șansa lui Radu Popa. A plecat imediat în Statele Unite și a dat doctoratul, a devenit profesor universitar în California și unul dintre puținii specialiști în extremofile, adică organisme care trăiesc în medii extreme. Așa a ajuns candidatul ideal al NASA pentru a căuta viață pe Marte. Am fost invitat la NASA Jet Propulsion Laboratory să văd cam ce fac ei. Am cunoscut pe cineva care mi-a arătat bacterii magnetice. Bacteriile magnetice lasă în urmă, atunci când mor, mici magneței care arată ca un glonț. Și tu, dacă iei o rocă de pe Marte și reușești să găsești aliniamente de asemenea magneței glonțe, tu știi că acolo a fost o bacterie magnetică în trecut. N-a trecut mult și românul a făcut exact ce aștepta NASA de la el, o descoperire istorică. Am descoperit că o altă clasă de bacterii lasă urme mult mai bine de văzut decât bacteriile magnetice într-un mineral care se numește peridot. Am luat meteoriți cunoscuți că sunt de pe Marte și am analizat dacă în cristalele de olivină din meteorit găsim acele microtuburi. Și am publicat o lucrare în care spuneam, domne, noi credem că a existat viață pe Marte în trecut, că uite tunelurile create de posibile bacterii în cristale. O singură probă n-a fost totuși de ajuns pentru a convinge întreaga comunitate științifică, dar suficientă pentru ca Radu Popa să treacă la stadiul de astrobiolog. Așa că în 2011, când roverul Curiosity ateriza pe Marte, savantul român era deja unul dintre cei mai importanți oameni ai misiunii NASA. Misiunea prezentă a devenit de 400 de persoane. Și astrobiologi sunt? Doi. Dumneavoastră și încă cine? Da, și Pam Conrad. Un american și un român responsabil de un proiect considerat încă de mulți science fiction. Găsirea unor zone marțiene în care viața a existat în trecut sau ar putea exista chiar acum. În fiecare zi, roverul Curiosity sondează cu un laser solul marțian și trimite spre Pământ imagini cu structura acestuia. Cercetătorii au însă nevoie de informație mai detaliată și de la adâncime mai mare, așa că Radu Popa lucrează în prezent la un dispozitiv secret care va fi folosit în viitoarea misiune NASA. Noi nu avem cum să măsurăm că există viață. Dacă nu sare un cangur în fața instrumentului, noi nu găsim viață pe Marte acum. Dar dacă dezvolt un electrod care pot să-l forțez să intre în nisip 30 de centimetri și din electrod ies niște fire care trimit informație de la diferite niveluri. Și atunci am confirmarea că ceea ce am văzut noi în misiunea trecută e adevărat. E un fenomen care s-a descoperit și la Movile. Se numește fracționare izotopică. Organismele, când se hrănesc, preferă să ia izotopi ușori din hrană. Și dacă plantele fac lucrul ăsta, iepurile care mănâncă planta ia și el izotopii ușor din plantă. Iar vulpea care mănâncă iepurile ia izotopii ușor din iepure. Dacă exista vreodată viață, fenomenul ăsta se petrece. Pe Marte nu am să găsesc bacteria în sine, am să găsesc substanțele din care a fost făcută bacteria. Am să găsesc izotopii ăștia ușori. Dar Radu Popa nu e omul unui singur proiect, chiar dacă e epocal. Mintea lui e atât de cuprinzătoare încât a spart barierele convențiilor și a ajuns acolo unde n-a mai fost nimeni până la el. Domeniul lui se numește xenobiologie și e singurul profesor din lume care predă acest curs. Xenobiologia este cum definești viața, în general, nu viața pe Pământ. Savantul român e cel care a dat o definiție a vieții și, datorită lucrării lui, cercetătorii de astăzi știu ce trebuie să caute, ce caracteristici trebuie să aibă acel ceva din spațiul cosmic pentru a putea fi numit viu. Materialul lui genetic este scris în siliciu sau în sulf sau în altceva, nu? Deci noi, dacă ne ducem pe Titan să punem lander-ul și să zică am căutat proteine, nu există, am căutat vitamine, nu există, am căutat ADN, nu există, nu există viață. Și tu, după ce ai tocat-o câteva miliarde de dolari, să te trezești că trece un fluture în zbor prin față.
Că tu nu te-ai gândit că o formă de viață nu e definită prin compoziția de pe pământ, ea este definită în termen foarte general. Deci tu să construiești instrumente de observație care să adreseze definiția aia a vieții, că un sistem viu trebuie să fie în primul rând un sistem dinamic. Cam asta trebuie să cauți. În al doilea rând, tu găsești un sistem care evoluează în timp. Flacăra la lumânare este un sistem dinamic, dar și peste 1 milion de ani flacăra la lumânare tot așa va fi. Evoluția formelor de viață nu este o evoluție oarecare, haotică. Este o evoluție care este adaptativă, deci este în răspuns la mediu și memorizează schimbarea. Mai mult decât atât, descoperirile lui Radu Popa ar putea să confirme unele teorii privind originea vieții pe Pământ. Există o teorie că viața în realitate a apărut pe Marte și a fost vehiculată aici cu un asteroid. Și în toate acestea, unde ar fi divinitatea? Radu Popa are o teorie și pentru asta. Un om de știință niciodată nu va spune că creaționismul este o totală aberație. Un om de știință va spune că creaționismul este de 1 milion de ori mai puțin probabil decât evoluționismul. Și motivul pentru care facem chestia asta este ca să ne permită să rebalansăm dacă nu avem dreptate. Că eu dacă spun din capul locului că este absolută imposibilitate ca așa ceva să existe, eu mă condamn la ridicol atunci când se va găsi o dovadă. Așa, îndoindu-se de toate și poate tocmai de aceea reușind să demonstreze atâtea teorii incredibile, a evoluat Radu Popa de la statutul de profesor de liceu la Craiova la cel de biolog al Universului. Dar, dacă ar fi să aleagă un punct din infinit, acela ar fi România, de care îi e dor. Ce vă lipsește? Nu-ți bate nimeni la ușă să-ți ceară zahăr. Prima oară când a bătut cineva la ușă în Cincinnati, am cam sfetlit-o. Nu putea să fie decât cineva care vrea să ne spargă casa sau poliția. Și cine a fost? Erau niște prieteni din România care se plictiseau acasă și vreau să mai vină și ei pe la cineva. Interesantă America. De câteodată vreau să-l bat pe spate pe un prieten, să-i spun un banc. Și s-ar putea să îi se întâmple cât de curând. Radu Popa vrea să revină acasă pentru a pune în practică un proiect uriaș care ar putea salva omenirea de la criza alimentară. Așa e românul nostru. Cu ochii în stele, dar cu picioarele pe pământ.